easy go. Să dau un nou video foarte special. Astăzi am să-ți arăt cum să faci jocul tău Free Fire să ți se miște mai bine, să dai cap mai ușor și să-ți meargă mult mai ușor. Tot ce ai de făcut este să intri pe linkul din descriere, să descarci aplicația, se cheamă Fufu Sensivity. Odată ce ai ajuns pe linkul din descriere și ajungi pe acest site, descarci la numărul 2 Fufu Sensivity Scorpion, apeși pe numărul 2 cu albastru. Ai instalat aplicația, ai descărcat-o, tot ce ai de făcut este să o deschizi. O să-ți apară acest logo, te conectezi, se deschide și selectezi aici cum dorești tu să îți fie aplicația. Sensibilități on, totodată emulator dacă ești emulator, Android și no ban. Dai start, dai restart la telefon după ce ai dat start, după care intri pe joc. Odată ce ai făcut asta, poți să mai faci asta de fiecare dată când intri pe joc pentru a ți se mișca mult mai bine. Este simplu, este ușor. Asta am să fac și eu, am să dau start aici butonul, am să bifez, dau restart la telefon și ne vedem la următorul pas, care ar fi să intri pe joc și să modifici doar un pic sensibilitatea, 1% sau 2%, ca să ți se activeze.